Dacă stăm să ne gândim, cu toții știm pe cineva care face prăjituri acasă. Din această pasiune, unii și-au deschis cofetării sau patiserii și au renunțat la viața pe care o aveau înainte. Pentru că această industrie se dezvoltă în viteză, în toate marile orașe au apărut școli dedicate. Potrivit Ministerului Muncii, la nivel național, sunt 35 de instituții acreditate care pot da o diplomă recunoscută oficial. Cristina are 28 de ani și este avocat de profesie. A lucrat 2 ani în domeniu, după care și-a dat seama că nu se simte împlinită și nu merge cu drag la muncă. Pasiunea ei cea mai mare sunt prăjiturile și ori de câte ori se simțea stresată, se retrăgea în bucătărie. Făcea torturi și cozonaci pentru apropiați, dar nu era suficient, așa că a demisionat și s-a înscris la un curs de cofetar, iar acum are propria afacere. Presiunea socială e mare, mai ales că se presupunea că renunț la un statut. A fi avocat este un statut. Dar, ușor, ușor, cei apropiați au înțeles, m-au susținut. Asta m-a și ajutat să continui și să ajung în punctul de astăzi. Ca ea sunt tot mai mulți cei care, dintr-o dată, vor să facă altceva, așa că se specializează. Am făcut acasă pentru că îmi place, după care mi-am dat seama că trebuie să mă experimentez, să capăt experiență în sensul tehnică, metode. Nu pot să am un plan până nu văd pregătirea mea, la ce nivel ajung. Poate fi vorba și de o afacere. Am lucrat ca inginer alimentar într-o fabrică. Sunt pasionată de cofetărie, îmi place să gătesc și m-am decis ca să-mi deschid eu ceva pe cont propriu. Potrivit Ministerului Muncii, la nivel național sunt 35 de școli acreditate, cele mai multe în București și Iași. La această școală din București, elevii studiază 20 de săptămâni. Jumătate fac patiserie, jumătate prăjituri. Ceea ce ne-am propus noi astăzi este să setăm partea de snack bar, o parte importantă în ziua de astăzi, în zona de candy bar, și anume tot ce înseamnă partea de petit fururi sărate. Cursurile costă între 1.000 și 7.000 de lei, iar unele școli oferă gratuit ustensilele și echipamentul. Pot să spun cu bucurie că am schimbat multe vieți ale celor care au trecut prin școala noastră, în sensul că, într-adevăr, au făcut o reconversie profesională. Dacă doriți, puteți să învățați să faceți doar savarine sau cozonaci. În acest caz, cursurile costă până în 200 de lei.